Sfântul ierarh Dionisie Erhan, episcopul cetății Albe Ismail, a fost pomenit în mod deosebit în episcopia Basarabiei de Sud, pe care acesta a păstorit-o între anii 1934 și 1940. Sfântul ierarh a fost ales ocrotitor al întregii eparhii după canonizarea de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 25 octombrie 2018. În zi de sărbătoare, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, în paraclisul Învierea Domnului al Centrului Eparhial din municipiul Cahul. La slujbă au participat Consulul General al României la Cahul, Anca Corfu, preoți și credincioși din parohii ale eparhiei, precum și din România. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Veniamin le-a vorbit credincioșilor despre personalitatea Marelui Ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, Dionisie Erhan, care și-a desfășurat activitatea pastorală în partea de sud a Basarabiei. Sfântul Dionisie, pe care îl prezentăm astăzi, a fost ales după 1918, a fost ales ca episcop vicar al Episcopiei Chișinăului, având la început titulatura de episcop vicar sau arhiereu vicar al Ismailului și Cetății Albe, iar după înființarea Episcopiei Cetății Albe Ismail în 1923, i s-a dat titulatura de Tighineanul, el rămânând episcop vicar până în 1932, când a trecut la domnul vrednicul episcop Justinian Teculescu. Atunci s-a încredințat păstorirea sau administrarea eparhiei până la alegerea titularului, iar după 1934, primăvara acestui an, 1934, a fost episcop titular sau episcop eparhiot al Episcopiei Cetății Albe Ismail. În această perioadă s-au făcut foarte multe lucruri la Ismail și în această eparhie. S-a înființat un orfelinat pentru copii. Dacă la început avea doar, în 1934, 7 copii, a ajuns să aibă peste 20 și mai mulți copii și câțiva pedagogi acolo să-i educe pe acești copii orfani. A construit biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, care la început era un paraclis întunecat și mic acolo, pe lângă reședința eparhială. Și a făcut o frumoasă biserică care există până astăzi, doar într-un an de zile, câteva luni. După aceea a construit un corp de chilii. Tot la Ismail a constatat că există anumite lipsuri, iar credincioșii cumpărau icoane atunci de la unii evrei care aveau dugheni și care făceau niște icoane mai mult schițe, încât uneori nici nu știai dacă e icoane, cum arătau ele. Erau mai mult niște lucrări foarte superficial realizate. Și atunci a hotărât să înființeze un atelier de icoane și de broderie la Mănăstirea Borisovca, dar și la Ismail, pentru ca credincioșii să-și pună icoane autentice în casele lor. Iar Sfântul Dionisie, constatând aceste lucruri, s-a străduit ca să intensifice viața duhovnicească, să intensifice lucrarea social-filantropică și, în același timp, să intensifice cateheza, pentru ca oamenii să știe cui se închină și de ce se închină lui Dumnezeu în felul acesta. Tot astăzi, ierarhul a hirotesit o egumenă și stavroforă pe monahia Olga, pe seama mănăstirii Învierea Domnului și Sfinții Ierarhi Spiridon și Nicolae, de la centrul eparhial din Cahul. La final, Preasfințitul Părinte Veniamin a oferit distincții și diplome clericilor și credincioșilor care au contribuit la buna desfășurare a lucrărilor de la centrul eparhial.